Salutare dragi fani! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să activați notificările pentru a fi primul care află despre videoclipuri noi. Halil Ibrahim Ceyhan, actorul principal al serialului Emanet, nu l-a lăsat singur în zilele sale grele pe prietenul său apropiat Kokeyberk Demirci, pe care l-a iubit ca pe fratele său. După cum știți, Kokeyberk Demirci a fost abandonat recent de iubitul său Özcayaz. Kokeyberk Demirci, care a fost foarte supărat de incident, i-a fost greu să se concentreze asupra muncii sale. Halil Ibrahim Ceyhan, despre care se spune că are o prietenie foarte strânsă cu Kokeyberk Demirci, continuă să-și susțină prietenul. Halil Ibrahim Ceyhan este cu Kokeyberk din ziua în care Özcayaz a părăsit Kokeyberk. Cu toate acestea, în ciuda tuturor dovezilor lui Halil Ibrahim Ceyhan, Özcayaz a anunțat că nu vrea să se întâlnească cu Kokeyberk. Cu toate acestea, Kokeyberk Demirci a fost o dezamăgire. La un moment dat, a apărut prietenia dintre Halil Ibrahim Ceyhan și Kokeyberk Demirci. Halil Ibrahim Ceyhan, care înțelege că prietenul său are o mare dragoste și poate deveni deprimat, nu-l lasă niciodată singur pe Kokeyberk Demirci. În cele din urmă, Halil Ibrahim Ceyhan a mers pe platoul lui Emin pentru a-l sprijini pe prietenul său apropiat Kokeyberk Demirci. Halil Ibrahim Ceyhan a distribuit fanilor săi videoclipurile și fotografiile ultimei sale întâlniri cu Kokeyberk Demirci pe contul său de socializare. Halil și Kokeyberk au discutat nu numai despre viața lor privată, ci și despre cariera lor în ultima lor întâlnire. În discursul său, Kokeyberk Demirci a împărtășit deciziile pe care a vrut să le ia cu privire la cariera sa după serialul TV Emin cu Halil Ibrahim Ceyhan, pe care l-a cunoscut fratele său. În plus, Kokeyberk Demirci l-a avertizat pe Halil Ibrahim Ceyhan că ar trebui să mențină o relație puternică cu Slater Kolu și că cariera lor nu ar trebui să stea în calea iubirii. Spunând că decizia sa de a renunța la cariera, la fel ca Özcayaz, o va supăra, Kokeyberk a spus că ar fi bucuroasă să joace într-un film cu Halil Ibrahim. Să vedem cum îl va afecta plecarea lui Kokeyberk Demirci din cariera de actorie a lui Özcayaz. Halil Ibrahim și Sla vor decide să plece pentru o carieră. Ne puteți împărtăși gândurile dvs. În secțiunea de comentarii a videoclipului. Activați notificările pentru a fi notificate despre videoclipurile noastre. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să lăsați un comentariu și să dați like la videoclipurile noastre. Aveți grijă de dumneavoastră! La revedere!